Nu știu dacă v-ați gândit deja sau dacă ați ajuns la momentul acesta, dar ne aflăm deja în data de 5 ianuarie. De obicei, câteva zile sunt suficiente ca euforia anului nou să dispară, realitatea ca să revină la normal și începem și privim în jurul nostru, începem și vedem că lucrurile sunt cam tot așa cum a fost și anul trecut. Vedem că lucrurile nu s-au prea schimbat. Deși ne-am dorit foarte mult, ne-am dorit ca un nou an să aducă lucruri noi, ca noi să fim oameni noi, ca totul să fie diferit, ca să nu mai fie așa de multe probleme, așa de multe eșecuri, așa de multe imperfecțiuni, să nu mai fie așa de mult întuneric, să fie mai multă lumină. Și de obicei, după câteva zile, pe trecerea anului nou, realizăm că ne aflăm în aceeași realitate ca și anul trecut, că probabil și anul acesta va fi plin de eșecuri și de dureri și de încercări. Va fi probabil la fel de mult întuneric care a fost și în anul trecut și asta este... Într-un fel, realitatea este disperarea existenței, în care nu putem să evadăm, nu putem ca să ne prefacem că nu există, deși încercăm și într-un fel ignoranța este sublimă și mulți oameni încearcă să fie ignoranți la aceste realități, dar realitatea este că suntem oameni imperfecți, dar întotdeauna în căutarea perfecțiunii. Și asta face ca existența noastră să fie dureroasă, pentru că privim în jurul nostru, privim în lăuntrul nostru, vedem că suntem imperfecți, dar știm că ar trebui să fie lucrurile altfel. Și căutăm perfecțiunea. O căutăm în diverse feluri, dar o căutăm. Ne dorim ceva mai bun, sperând că printr-un progres gradual, la un moment dat să ajungem la perfecțiunea aceea care o căutăm. Această durere care o experimentăm, această disperare a existenței, provine din faptul că suntem niște oameni orbi, dar care sunt în căutarea luminii. Ne-am născut orbi, dar parcă cândva în altă viață am văzut lumină. Trăim cu amintirea luminii care cândva, undeva, nu știm când și unde, am experimentat-o. Și toată viața ne plimbăm prin această lume orbi, dar căutând lumina. Este în această disperare a realității, a existenței, în care ne plonjează Isaia în această dimineață, este în această disperare a realității existențiale în care se află deseori chiar și creștinul, pentru că deși noi nu mai suntem orbi, trăim într-o lume întunecoasă. Trăim într-o lume cuprinsă de întuneric și este foarte ușor, dacă nu ești atent și dacă nu treci dincolo de ceea ce se vede cu ochiul liber, să fii cuprins de acest întuneric, să fii cuprins de această disperare, să fii cuprins de tot necazul și toată negura aceasta care ne învăluie și să ajungi realmente într-o stare de disperare, într-o stare în care spui nu mai există nici o speranță. Este în această stare în care, cum am zis, ne plonjează Isaia când spune: iată, întunericul acoperă pământul și negura mare toate popoarele. Acest întuneric, spune Isaia, care nu este altceva decât existența în care noi trăim și dacă ne uităm cu atenție vedem că ea este una întunecoasă, nu are nicio limită, ea nu are limite geografice, ea nu are limite politice, ea nu are limite între neamuri, de etnie. De fapt, această disperare a existenței noastre există oriunde te duci. Că ești în America, că ești în România, că ești în Canada, că ești altundeva în Europa. Realitatea este aceeași. Trăim în beznă, trăim în întuneric. Întreg pământul și toate neamurile, toate popoarele de pe acest pământ sunt cuprinse de acest întuneric. Și este ușor când privești
în acest întuneric, când privești în jurul tău, să ajungi într-o stare de disperare, într-o stare de depresie. Dacă vezi în jurul tău doar întuneric, doar negură, doar noapte, doar suferință, doar ceea ce este urât, doar ceea ce este distrugere, este foarte ușor să ajungi într-o stare de depresie. Și mulți dintre noi ne este frică să mai deschidem televizorul. Pentru că nu mai vrem să aflăm ce se întâmplă în lumea aceasta. Nu mai vrem ca să ni se mai spună cât de întunecos este în această lume. Ne este vreme să mai citești câte o știre. Să vezi ce se mai întâmplă în jurul tău, în orașul tău, în județul tău, în țara ta, în lumea aceasta în care trăim. Întunericul parcă ne-a cuprins total. Parcă nu mai există nicăieri unde să putem scăpa de el. Niciun colțișor unde să ne putem adăposti, să fie acolo o flacără, o mică lumină. Oriunde ne uităm în jurul nostru, la nivel macro sau la nivel local, este clar că trăim într-o beznă, într-o beznă morală, într-o beznă socială, într-o beznă de toate felurile. Probabil că toți ați văzut știrile din Australia. Unii se minunează la pădurile și la natura care arde, alții se minunează la legile prin care vor fi distruși copii nenăscuți până în ultima zi de sarcină. Unii astăzi plâng că ard pădurile, alții plâng că se vor nimici copii. Dar oricum te uiți, vezi că lumea este într-o stare de dezintegrare, de distrugere. Te uiți și vezi că Australia este într-o beznă, într-un întuneric, deși arde. Lumina nu există. Te uiți la ceea ce se întâmplă acum între Statele Unite și Iran. Da? Toți ați văzut și unii ați și postat, am văzut o felul de glume și glumițe despre al treilea război mondial. De râs până când se declanșează, nu? De râs până zboară rachetele și dintre cealaltă parte. Că de la noștri, din America înspre ei, hai că este ok. Dacă înceapă să zboară, că rachetele lor nu o să ajungă până în America, dar până aici poate ajunge. Deci te uiți, băi, s-ar putea, nu? Este o glumă acum, dar s-ar putea. Când a fost primul război mondial, nimeni n-a crezut că se poate așa ceva. S-a încheiat primul război mondial și s-a spus că a fost războiul care a pus capăt la toate războaiele. Și a venit al doilea război mondial. Și toată lumea a crezut că s-a pus capăt la orice război. Nu vom mai avea niciodată un asemenea război. A început apoi războiul rece. Da? S-a terminat ăla, să zicem. Și acum, lumea de fapt, în toată istoria ei, de la început și până la final, trăiește într-o stare de război. N-a existat odată, de la ziua căderii încoace, o zi de pace pe acest pământ. Asta este realitatea. N-a existat vreodată o zi de pace completă în viața ta. O zi fără conflict, intern sau extern, în viața ta. Și lucrul acesta se manifestă la nivel global. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă, la ceea ce se întâmplă în China. Poate ați văzut știrea despre acel păstor care a fost condamnat la 9 ani de închisoare. Pentru nimic altceva decât faptul că este creștin. Și este doar una dintre veștile traumatice din acea țară. Da? Uitați-vă la tot ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă în țara noastră. Ne este și frică să ne mai uităm cu ochi largi deschiși la ceea ce se întâmplă. Trăim într-un fel de indiferență indusă despre ceea ce se întâmplă în țara noastră. Asta este. Asta este țara noastră, trebuie să ne obișnuim cu gândul, trebuie să ne obișnuim că suntem un popor care trăiește în felul acesta, care se administrează în felul acesta, pentru că ar fi prea dureros să privim în abisul întunericului și să spunem lucrurile așa cum sunt. Dar de când în când o facem, pentru că este inevitabil. Nu poți trăi în întuneric și nu-ți dai seama de când în când că este întuneric. Parcă întunericul ne-a cuprins total. Și întrebarea noastră, privind în această beznă, privind în acest întuneric care ne învăluie, este dacă mai există vreo speranță pentru un viitor mai bun. Dacă există posibilitatea că s-ar putea ca lumina să vină. Și Isaia, în această dimineață, ne aduce această veste bună că pentru noi, pentru unii, pentru copiii Domnului, pentru poporul Domnului, și este foarte important să subliniem lucrul acesta, pentru că promisiunea lui Isaia sau profeția lui Isaia nu este una de revitalizare sau renaștere sau
reînnoire universală, de parcă orice ar fi, s-ar întâmpla pentru toți oamenii, ci este pentru o anumită categorie de oameni, pentru copiii lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu. Isaia spune că viitorul nu este unul întunecos, nu este unul de întuneric și de beznă, ci este unul luminos. Dar, spune el, peste tine, da? Și trebuie ca să ținem cont de lucrul acesta, peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. În contrast cu întreaga lume, care este în întuneric, care este în beznă, care este învăluită de această noapte, peste tine, peste poporul lui Dumnezeu, răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. În contrast cu întunericul care cuprinde lumea întreagă și cuprinde neamurile, Isaia ne arată că există o speranță. Și este această speranță a viitorului promis de Dumnezeu care ne face să perseverăm, care ne face să înaintăm înainte pe această cărare în noapte, în întuneric, pas după pas, nimic înainte nu este luminat, nimic înainte nu este decât negură și beznă și totuși noi pășim înainte pentru că avem promisiunea luminii. Evanghelia nu conține doar o promisiune personală, ci și una globală, universală. Evanghelia este vestea bună că Dumnezeu este complet victorios, inclusiv peste lumea aceasta. Că va veni o zi în care tot ceea ce va fi în jurul nostru nu va fi beznă și întuneric, ci tot ceea ce va fi în jurul nostru va fi lumină. Va veni o zi în care lumina nu va fi doar lumina din interiorul nostru, care Duhul Sfânt a pus-o în inima noastră, ci va fi o lumină care va cuprinde întreg pământul, la fel cum întunericul cuprinde întreg pământul. Evanghelia este vestea bună că Dumnezeu a adus salvare și restaurare, nu doar personală, dar și o restaurare a lumii. Întreaga creație, ne spune Apostolul Pavel, geme cu așteptarea acestei zile. Ziua în care Dumnezeu va împlini promisiunea care a fost făcută și care a fost plătită, achitată prin jertfa Domnului Iisus Hristos, că împreună cu fiii răscumpărați și creația va fi răscumpărată de la deșertăciunea sub care a fost pusă. Evanghelia este vestea bună că lumea întreagă, și să nu-mi scoateți cuvintele din context, da? Adică copiii lui Dumnezeu răscumpărați, împreună cu o lume răscumpărată, împreună cu un cer nou și un pământ nou, va deveni o realitate. Că bezna, că întunericul va fi dat la o parte și tot ceea ce va rămâne va fi lumina. Isaia ne invită să privim la întunericul din jurul nostru și să vedem că și acesta este învins de Dumnezeu. Să vedem că Dumnezeu este victorios peste acest întuneric care ne înglobează în aceste momente. Scoală-te, spune El, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Ridică-ți ochii, spune Isaia, ridică-ți ochii împrejur și privește. Isaia ne invită să privim împreună cu El dincolo de întunericul prezentului, să privim direct în bezna acestei nopți, să privim cu El viitorul promis. Să vedem că dincolo de întuneric este lumină, să vedem că dincolo de noapte vine ziua, să trecem dincolo de realitatea noastră actuală, prezentă, care este jalnică. Când îți deschizi ochii și te deschizi bine și te uiți în jurul tău, este jalnic, este groaznic ceea ce vezi, pentru că este noapte. Nu vezi decât suferință și păcat și imoralitate și se pare că bezna aceasta, și așa este, a înglobat tot pământul. Se pare că tu ești singurul care mai așteaptă să vină lumina. Și Isaia ne invită să privim acum prin această beznă, dincolo de ea, spre dimineața care vine. Să realizăm că noaptea aceasta nu va fi veșnică și că în curând va răsărea soarele care este Dumnezeu. Și să privim și să spunem, pot păși înainte. Pentru că am promisiunea că noaptea nu este finală. Că noaptea este temporară și că vine lumina. Și că lumina aceasta va restaura întreg
pământul. Va îndeplini toate promisiunile care Dumnezeu le-a făcut față de copiii lui. Isaia apoi ne prezintă, după ce ne cheamă să ne deschidem ochii, să ne ridicăm ochii și să privim împrejur, dar nu la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ci să privim dincolo de ceea ce se întâmplă, la ceea ce a promis Dumnezeu că vine. Să trecem dincolo de realitatea noastră și să trecem la realitatea viitoare promisă de Dumnezeu. Și El ne arată o viziune în care ne invită împreună cu El să o vedem și să privim cu ochii credinței ceea ce va fi. Nu știm când, dar nu ni se spune când. Mulți speculează și vin cu tot felul de calcule și spun când va fi, când se va întâmpla lucrul acesta și unii zic, uite, acum se întâmplă pentru că în Israel s-a întâmplat asta. El nu ne spune. Da? Nu asta e ideea. Ideea celor mai multe profeții apocaliptice nu este să ne dea o dată, ci să ne dea o certitudine, că vine. Da? Nu contează când, contează că este cert. Nu contează exact data, contează că lucrul acesta este o certitudine. Și dacă ar fi mâine, sau dacă ar fi peste 1000 de ani, sau peste 10.000 de ani, este indiferent pentru creștin. Pentru că creștinul trăiește în perspectiva eternității. Creștinul trăiește în perspectiva veșniciei. Și Isaia ne invită să ne uităm în jurul nostru, dar să nu vedem lumea din jurul nostru astăzi, să o vedem în acea zi promisă de Dumnezeu. Și în acea zi promisă de Dumnezeu, spune Isaia, că poporul lui Dumnezeu nu va mai fi marginalizat, cum este astăzi, și poporul lui Dumnezeu, spune Isaia, în acea zi devine punctul focal al întregii lumi. Toți se strâng, spune el, și vin spre tine. Aici tine este Ierusalimul, este poporul lui Dumnezeu, cetatea lui Dumnezeu. Da? Sunt copiii lui Dumnezeu reprezentat ca și o națiune, ca și o cetate, ca și o țară, spre care acum privește toată lumea. Neamurile vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Este interesant felul în care Isaia din nou și din nou arată faptul că beneficiari al poporului Dumnezeu nu sunt doar cei din Israel. Da? Neamurile vor umbla în lumina ta. Ei sunt incluși în această binecuvântare. Da? Toți se strâng și vin spre tine. Și este exact ceea ce se întâmplă la o scară foarte mică astăzi. Isaia ne spune, și s-a întâmplat de-a lungul istoriei, Isaia ne spune că va veni o zi în care toți cei care au văzut această lumină se vor strânge în jurul ei. Se vor strânge în această cetate unde este lumina, unde este Dumnezeu. Această cetate care nu este altceva decât toți copiii lui Dumnezeu strânși la oaltă. În acea zi, când istoria se va culmina, când istoria se va sfârși, poporul lui Dumnezeu nu va mai fi marginalizat, ci va fi punctul focal al întregii existențe. Va fi gloria creației. În al doilea rând, se spune că în acea zi poporul Domnului nu mai este persecutat și nu mai este împrăștiat și dispersat pe acest pământ și va fi tot strâns la olalt. Noi nu avem cum să experimentăm lucrul acesta, nu avem poate cum nici să ne imaginăm cum va arăta Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Poporul său răscumpărat, toți strânși la oaltă. Citim în Apocalipsa despre acea gloată, acea mulțime care nu poate număra nimeni, dar realmente nu avem cum să ne imaginăm. Dar în acea zi, ne spune Isaia, poporul Domnului nu va mai fi împrăștiat pretutindeni pe acest pământ, ci tot poporul va fi adus în același loc, în aceeași cetate. Fiii tăi, spune el, vin de departe și fiicele tale sunt purtate pe brațe. Dumnezeu are fii și fiice pretutindeni pe acest glob, pretutindeni pe acest pământ. Iar și în China, și în America, și în Africa, da? Și în alte locuri care poate noi nici nu știm unde îs, da? Dacă nu suntem foarte buni la geografie. Și vine o zi în care din toate locurile și din toate timpurile fiii sunt aduși la oaltă și sunt puși în aceeași națiune, în aceeași cetate. În al treilea rând, ni se spune că poporul lui Dumnezeu nu mai trăiește în sărăcie. Nu mai are nicio nevoie materială care să fie neîndeplinită. Dacă rețineți în Geneza 3, când se dă acea pedeapsă asupra lui Adam și Eva, li se promit
două lucruri. Li se promite suferința, da? Și li se promite sărăcia. Și până în ziua de astăzi, oricât de bogați am fi material, tot experimentăm suferință și sărăcie. M-am uitat la un film săptămâna trecută, care este bazat pe o poveste reală despre cel mai bogat om care a existat vreodată. Se calculează că dacă s-ar lua în calcul inflația și toate aspectele acestea, din istoria acesta ar fi fost cel mai bogat om, a avut averea cea mai mare. Și la un moment dat, nepotul lui este răpit de niște oameni care vor ca să ceară bani în schimb ca să fie liberat. Și omul acesta nu este dispus să plătească banii ceruți de oamenii care au răpit pe nepotul său. Și unul dintre angajații lui îl întreabă, bun, de ce nu vrei? Și a spus, uite, este o situație mai dificilă, am făcut niște investiții în petrol și sunt cam instabile. Și angajatul îi spune, domnule, totuși ești cel mai bogat om din lume. Câți bani ai avea nevoie să ai tu încât să te simți în siguranță? Și a spus foarte simplu, mai mulți. Realitatea asta este că acum și aici, oricât de mulți bani ai avea, oricât de multă avere ai avea, nu este suficientă ca să te simți în siguranță și să fii scutit de suferință. Întotdeauna vei realiza că averea ta, că fericirea ta este nesigură. Și este nevoie de mai mult. Este nevoie de mai mult. Mai mulți bani, mai multă proprietate, mai multă avere, mai mult ceva. Dumnezeu ne spune, prin Isaia, că vine o zi în care poporul Domnului nu va mai avea nevoie de mai mult pentru că va avea tot. Și numai că va avea tot, va avea tot fără ca să trebuiască să se străduiască în vreun fel ca să primească lucrurile acestea. Bogățiile mării se vor întoarce spre tine și visteriile neamurilor vor veni la tine. Isaia în multe versete descrie această bogăție care nu poate fi măsurată, care nu poate fi cântărită, care pur și simplu este dată fiilor lui Dumnezeu. Ei nu trebuie să străduiască, ei nu trebuie să transpire, ei nu trebuie să chinuie. Ei pur și simplu sunt beneficiarii acestui belșug care nu se mai termină. Ei nu mai au nicio grijă financiară, fizică, ei nu mai au absolut, inclusiv vom vedea, nicio suferință. În al patrulea rând, ni se spune că poporul lui Dumnezeu va fi deplin victorios. Va fi o victorie a lui Dumnezeu pentru poporul său totală. Nu va mai fi niciun dușman care să rămână în picioare, niciun pericol care ar putea să ridice împotriva acestui popor, încât ar trebui să stea cu frica în spate. În ziua de astăzi, întotdeauna stai, dacă realizezi și cred că realizezi, cu frica în spate. Că s-ar putea să se întâmple ceva. S-ar putea ca să pierzi ceea ce ai. Dacă prețuiești banii, ți-e frică că pierzi bani. Dacă prețuiești sănătatea, ți-e frică că s-ar putea să întâmple ceva să pierzi sănătatea. Dacă prețuiești familia cel mai mult, ești conștient că ceva s-ar putea întâmpla să-ți pierzi familia. Orice lucru ți aduce ție astăzi împlinire este în pericol, pentru că sunt tot felul de dușmani care se prezintă într-un fel sau altul. Boala, oameni răi, etc., etc., care pot ca să pună capăt la fericirea ta. Isaia spune că în acea zi nu va mai rămâne în picioare nimeni care să poată să se ridice împotriva poporului lui Dumnezeu. Versetul 12 ne spune, căci neamul și împărăția care nu-ți vor sluji, vor pieri. Și neamurile acelea vor fi în totul nimicite. Niciun dușman, nimeni care să poată să pună în pericol poporul lui Dumnezeu. Apoi ni se spune că această zi va aduce o transformare radicală lucrată de Dumnezeu. Și această transformare va fi de la cele mai elementare lucruri din existența noastră. Lucrurile fizice, materia, va fi schimbată de Dumnezeu. Versetul 17 ne spune că în loc de aramă voi aduce aur, în loc de fier voi aduce argint, în loc de lemn, aramă și în loc de pietre, fier. Dumnezeu promite un fel de upgrade la softul universului, da? Și lumea aceasta, așa cum o cunoaștem noi, nu va mai fi făcută din lucrurile acestea care au calitățile actuale, calități care din multe puncte de vedere sunt extrem de pline de lacune, ci viitorul promis de Dumnezeu este unul radical
transformativ. Dumnezeu va transforma totul și va aduce ceva mai bun. În loc la tot ceea ce există, va exista ceva mai bun. Biblia ne spune că vine un cer nou și un pământ nou. Și în cartea Apocalipsa, ca să ni se arate cât de radicală va fi această transformare, inclusiv a lumii fizice, de aia ni se spune că în cer drumurile vor fi de aur. De ce? Pentru că astăzi drumul este din ce? Din pământ, din asfalt, din ciofiel, din pavaj, da? Lucrurile acestea care ni se par potrivite. Și Biblia vrea să ne arate că atunci când Dumnezeu vine cu această transformare, El în loc la tot ceea ce există va aduce ceva mai bun. Ca atare, lucrurile care acum ni se par cele mai valoroase, atunci vor fi demne de a călca în picioare. Aurul, argintul, pietrele prețioase și așa mai departe. Ca să ne arate că viitorul promis de Dumnezeu pentru copiii săi este unul care aduce o transformare a toate lucrurile la superlativ. Nu știu dacă îți poți închipui, n-ai cum, niciun am cum, cum va arăta un copac în acea nouă lume. Mă minunez astăzi cât de frumos îs. Sunt frumos și când au frunze pe ei. Am fost ieri cu Ivi sus în livadă, era totul înghețat și acolo erau doi copaci, numai crengile, evident, erau înghețați toți. Și m-am minunat cât de frumoși pot fi. Fără flori pe ei, fără frunze, fără fructe, doar doi copaci înghețați pe un deal. Dar nu pot să-mi imaginez cum vor arăta copacii în această nouă lume promisă de Dumnezeu, în care totul, de la nivel molecular, va fi preschimbat de Dumnezeu. Dacă astăzi mă uit la pământ și zic că ăsta e pământ și e ok, pot să pășesc pe el. Dumnezeu spune, ce astăzi tu consideri cel mai prețios, aurul, va fi ca și pământ. Păi cum va fi aurul atunci? Dacă astăzi copacii mi se par minunați, cum vor fi copacii atunci? Dacă fructele mi se par minunate și gustoase și extraordinare, noi avem acasă două feluri de mere. Unul este crocant, unul nu este crocant. Și tot timpul insist când o rog pe Casey să mă duc un măr, adun mărul crocant. Pentru că mi se pare extraordinar când îmbuci din acel măr, cum face acea gălgia. Da? Și creapă coaja mărului. Cum va suna un măr când iei o bucătură din el în ceruri? Nu știu. Dar va fi extraordinar. Din ce va fi făcut mărul acela? Cum va fi preschimbat compoziția mărului respectiv? Nu știu. Cum vei arăta tu și cu mine? Dar cum va arăta Sami? Când mă întâlnesc cu Sami în cer, că e destul de frumos și acum, dar cum va arăta în ceruri? Îl voi recunoaște cu siguranță, dar nu pot închipui cum va fi transformată fața lui, cum va fi el. Da? N-am cum să mă închipui lucrurile acestea. Dumnezeu promite o transformare radicală. Tot ceea ce există va fi transformat, va fi topit, va fi ars, va fi ars și va fi prelucrat de Dumnezeu și adus înapoi, similar, dar total altfel. Va fi un pământ, va fi un cer, dar va fi nou. De fapt, ni se promite nu doar o nouă realitate fizică, ci o nouă realitate existențială, relațională și socială. Voi face, spune versul 17, ca pacea să domnească peste tine și să stăpânească dreptatea. Nu se va mai auzi vorbindu-se de sâlnicie în țara ta, nici de pustiire și prăpăd în ținutul tău, ci vei numi zidurile tale mântuire și porțile tale laudă. Ce imagine stranie pentru noi astăzi, cu adevărat să fie pace. Să fie un loc unde există pace deplină, nici măcar vreo posibilitate de violență, de suferință, de ură, de jignire, ci pace. Și niciun pericol sau atac asupra păcii din afară sau din lăuntru. Pentru că ești protejat de aceste ziduri și porți numite mântuire și laudă. Nimic nu poate atenta pacea ta, nici vreo posibilitate. Cum te-ai simți să experimentezi pace? Pentru prima dată în viața ta să experimentezi o pace deplină. Cum ar fi cu adevărat să domnească dreptatea? Nici nu ne putem imagina. Pentru că cât timp trăim pe acest pământ, niciodată nu este făcută dreptatea în totalitate, pe deplin.
experimentăm doar parțial. Și când se face dreptate, nu se face în totalitate. Cum ar fi ca să experimentăm pentru prima dată pace și dreptate? Isaia ne descrie o existență radical transformată de Dumnezeu. Nu doar în belșug material, deși vedem aici și vedem și în alte locuri, că noua existență, noul Ierusalim, va fi extraordinar material vorbind. Va fi mai frumos decât orice oraș, orice țară care există pe fața pământului. Pentru că nu va fi marcată niciun fel de păcat. Materialele din care va fi zidită nu vor fi distruse niciun fel de păcatul omului. Dar nu doar material transformat și radical transformat, dar și spiritual vorbind, va fi o nouă existență ce depășește imaginația noastră. Inimile noastre, sentimentele noastre vor fi radical diferite. Memoria păcatului, memoria suferinței, toate efectele păcatului și a suferinței care provin din el vor fi șterse. Cum interacționează doi oameni care nu sunt marcați de păcat? Doi oameni care au pace totală. Doi oameni care n-au niciun resentiment unul față de celălalt și nu l-au simțit vreodată și nu-l vor simți niciodată. Cum se poartă o discuție între asemenea doi oameni? Nu îmi pot imagina. Nu îmi pot imagina. Dar aceasta va fi existența care ne așteaptă pe noi. O existență plină de pace și dreptate, o existență plină de laudă și bucurie. Și această existență care ni se promite, transformativă și fizică, dar și spirituală, ne spune Isaia că este una permanentă. O nouă realitate permanentă, care nu se poate schimba. Versetul 19. Nu soarele îți va mai sluji ca lumina ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie și Dumnezeul tău va fi slava ta. Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi lumina ta pe vecie și zilele suferinței tale se vor sfârși. De ce insistă Isaia pe această idee că luna și soarele nu vor mai fi, ci Dumnezeu va fi sursa de lumină? Insistă pentru că problema cu progresul care noi îl experimentăm aici și acum este că poate oricând să fie pierdut. Pentru că timpul la ora actuală aduce schimbarea și schimbarea este realitatea dezastroasă cu care ne confruntăm zilnic. Posibilitatea că realitatea care o experimentăm astăzi ar putea să fie diferită mâine. Astăzi lucrurile poate că sunt ok, puțin mai bune decât au fost ieri. Puțin mai bune decât au fost anul trecut. Poate astăzi suntem ok, dacă lucrurile ar fi cum sunt astăzi. Dacă ai avea jobul care l-ai astăzi. Dacă familia ta ar fi cum este astăzi. Dacă relația cu soția ar fi cum este astăzi. Dacă relația cu semenii ar fi cum este astăzi, probabil că ai considera că este în regulă, este ok. Dar trecerea timpului înseamnă că nu neapărat să rămână așa. Ce garantează că cu trecerea timpului totul rămâne cum este astăzi? În experiența ta, de fapt, se spune că este exact invers. Trecerea timpului garantează că nimic nu rămâne cum este astăzi. Viața este într-o constantă transformare. Fizica ne spune că este într-o constantă dezintegrare. Dumnezeu promite o transformare, dar spune că transformarea lui este permanentă. Că în acea zi, când El va lucra acea transformare, încât cerul și pământul se vor schimba, toate legile acestei naturi vor fi schimbate. Timpul nu va mai funcționa la fel, nu știu cum va funcționa. Da? Astăzi funcționează, ai o zi și o noapte. O zi și o noapte, 24 de ore. Atunci nu va mai funcționa așa. Dar când timpul se schimbă, nu mai există schimbare. Când timpul stă pe loc, nu mai există schimbare. Și cred că de aceea vrea Isaia să sublinieze lucrul acesta, spunând, soarele și luna dispar, Dumnezeu este acum sursa luminii noastre. Și ce dacă? Uitați, căci Domnul va fi lumina ta pe vecie și zilele suferinței tale se vor sfârși. Până când se vor sfârși? Cât timp Domnul va fi lumina ta, suferințele tale se vor sfârși.
În acea zi când vom privi la viața nouă transformată, atât fizic cât și spiritual, când vom privi la Dumnezeu care este lumina noastră pe vecie, vom realiza că acea stare este permanentă. Astăzi mă uit la starea mea și zic că s-ar putea ca mâine să fie alta. Te uiți la starea ta și mâine s-ar putea să fie, astăzi e sănătos, mâine s-ar putea să fii bolnav. Astăzi ești bogat, mâine s-ar putea să fii sărac. Sau invers. Dar în acea zi vom privi la această nouă realitate adusă în existență de Dumnezeu și vom realiza că ea este permanentă. Și nu vom mai avea nicio frică că s-ar putea ca mâine să se schimbe. Apoi ni se spune că această nouă existență, această nouă realitate permanentă vine cu oameni noi. Nu doar un cer nou și un pământ nou, nu doar o realitate nouă, ci oameni noi. Noi vom fi altfel, noi vom fi înnoiți. Versetul 21. Nu vor mai fi decât oameni neprihăniți în poporul tău. Ei vor stăpâni țara pe vecie ca o drazlă sădită de mine, lucrarea mâinilor mele, ca să slujească spre slava mea. Două lucruri astăzi garantează distrugerea. Trecerea timpului și oameni păcătoși. Din cauza că noi suntem păcătoși și din cauza că timpul trece, garantează că lucrurile nu vor rămâne așa cum sunt. Se vor distruge. Cu suficient timp, orice relație bună este distrusă de oameni păcătoși. Cu suficient timp, orice zidire bună este distrusă de oameni păcătoși. Dar în viitorul promis de Dumnezeu, în împărăția sa, în cetatea sa veșnică, nu vor mai fi decât oameni neprihăniți. Timpul va sta pe loc, posibilitatea schimbării nu va mai fi, dar nici agenți de schimbare negativă nu vor mai fi. Vor fi doar oameni neprihăniți. Nu va mai fi nimeni prezent care să aibă impulsul să distrugă, impulsul să dărâme, impulsul să strice. Toți oamenii vor fi desăvârșiți, toți oamenii vor fi neprihăniți. Cerul nu este altceva decât o lume nouă, adică un pământ și ceruri înnoite, populat de oameni noi, de oameni neprihăniți. Și el rămâne așa veșnic pentru că nu este nimic acolo care să-l poată distruge, pentru că Dumnezeu îl păstrează în această permanență desăvârșită. Nu vor mai fi decât oameni neprihăniți. Și lucrul acesta ar trebui să ne încânte, pentru că astăzi vedem că nu suntem neprihăniți. Înțelegem că ceva se va întâmpla între aici și acolo. Înțelegem că promisiunea aceea că noi vom fi neprihănirea lui Dumnezeu este împlinită undeva pe parcurs. Dumnezeu ne ia de aici și când ne pune acolo, ne pune altfel. Ne pune altfel. Topește, distruge tot ceea ce vedeți acum, tot ceea ce suntem acum și ne recrează. Aceiași oameni, dar altfel. Fără păcat, neprihăniți. Creștinul trăiește astăzi în virtutea acestei victorii promise. De aceea Isaia, în această dimineață, ne invită și ne spune în felul următor: scoală-te și luminează-te. S-ar putea că la ora actuală pe fața noastră să nu strălucească foarte multă lumină. S-ar putea să fim cuprinși de depresia și de groaza vieții în acest întuneric care este în jurul nostru. Și este. Este poate mai întunecos decât a fost vreodată în istorie. Dar Isaia spune, în virtutea ceea ce este dincolo de această beznă, în virtutea dimineții care ne așteaptă, promise de Dumnezeu, scoală-te și luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Deci, pentru că lumina noastră vine, eu trebuie astăzi să mă scol. Eu nu aștept până când vine. Ea va veni într-o 1000 de ani, 10.000 de ani, într-un 1.000.000 de ani, nici nu contează, dar vine. Dar pentru că vine, pentru că este promisă, eu astăzi trebuie să mă scol. Eu astăzi înaintez, eu astăzi perseverez, chiar dacă mă uit în jurul meu, văd doar întuneric. Pentru că eu știu că vine lumina. Eu știu că la final de drum așteaptă lumina. Eu știu că este promisă, eu știu că este sigură, eu știu că este permanentă. Și pentru că viitorul este cert, este sigur, trăiesc astăzi altfel. Trăiesc ca un cetățean al cerului. Împăratul meu încă n-a venit. Cetatea mea încă nu este aici, este acolo. Mă așteaptă.
Dar eu trăiesc astăzi ca și un cetățean al cerului. Eu nu mă comport ca și cei care astăzi trăiesc în beznă. Eu nu administrez viața ca și ei. Eu trăiesc în virtutea luminii care este promisă. Cum? Sunt o lumină în acest întuneric. Și invit și pe alții la lumină. Când lumea privește la mine și spune, de ce ești așa? Pentru că am văzut lumina. Și te invit să vii cu mine spre acea lumină. Te invit să vii cu mine pe această călătorie, pe acest drum spre acea lumină. De aceea te invit în această dimineață. Poate ești în această stare de depresie, de groază, care mă cuprinde și pe mine de multe ori. Așa am venit în această dimineață. Cuprins de frică și de teamă și de groază și de descurajare, primind în jurul meu, da? Începând din familia mea, începând din biserica mea, începând din orașul meu, din țara mea, din lumea aceasta și m-am întrebat toată ziua ieri ce rost are. E beznă și întuneric, e groaznic. Și Isaia ne invită în această dimineață să ne deschidem ochii și să privim dincolo și să spunem, are rost pentru că vine lumină. Are rost pentru că după această noapte vine dimineața. Are rost pentru că El ne-a promis că nu întunericul câștigă în final, ci bătălia este câștigată de lumină. Și vă invit.